Mă numesc Ion Postolache, în postura de primară comună Kamianka, care reprezint 4 sate a raionului Glodeni. A fost renovată grădinița din satul Brânzeni. În 2015 în 2016 de un proiect de 500.000 și în a doilea an de încă 150.000 s-a făcut niște condiții mai bune pentru copii, s-a renovat viceurile, bucătăria, canalizarea. Astfel au fost investite de Guvernul României 650.000 de lei. Părinții sunt mulțumiți că copiii au cele mai bune condiții. Sperăm că vom găsi un partener din România ca să putem face și în grădinița Butești, că se află într-o clădire veche unde a fost un conac boieresc și are peste 100 de ani această clădire. Și la Kamianka iarăși sunt probleme că clădirea e veche, iarăși este construită de prin anii 50 și trebuie de schimbat acoperișul. Dacă ar fi România în situația Republicii Moldova, eu aș face-o la fel, că suntem un neam și vreau să ne scoată la nivelul acela care, părerea de rău, a rămas cu mult în urma României. Ne afectează foarte mult că n-am făcut unirea, dar măcar să facem pași pentru reintegrarea Uniunii Europeană. Republica Moldova, când s-a născut, ea și deodată a și ieșuat ca stat. Republica Moldova nu-i țară, este un SRL, din păcate, care cineva își face interes. Numai unirea ne scapă pe noi. Politica care o duc Rusia nu este acceptată de, chiar și de cei care mai speră că se va reface Uniunea Sovietică. Mulți știu că au revenit din Federația Rusă, au plecat în Europa, sunt mai mulțumiți cum sunt primiți acolo. Uniunea Sovietică a construit industria grea partea cealaltă din Istru. La noi mai mult s-a tras atenție la industria ușoară, ceva conserve, vinificație, dar știm cu toții că industria grea a fost la Râbnița și la Tiraspol. Chiar doresc să fac două proiecte ca să renovăm aceste două grădinițe și, de ce nu, și școala este veche. Avem stadion de renovat. Fără proiecte nu putem exista, nu mai grăim de drumuri, de iluminare stradală, gunoiști, care e o problemă importantă. Mai avem un afluent al râului Prut, bazinul râului Kamianka, iarăși care trebuie niște investiții ca să-l aducem la o viață, că tot de zici trece, dispare zvoare, dispare fauna bazinului Kamianka. Sper că forțele sănătoase la alegerile prezidențiale vor avea succes. Eu socot forțele sănătoase acele pro-români, pro-europene. Cum s-a făcut Marea Unire, așa trebuie să o facem și la nivel de partide. Unirea cred că se va face de la Chișinău, indiferent că s-a pierdut primăria Chișinău. Să nu cadă pradă acestor iluzii că noi ne depărtăm de România și de Uniunea Europeană și rog să nu ne uite, că fără ei o să fie greu de supraviețuit, mai ales la sate, care pot să-l investească în Republica Moldova. Dacă mă aud, le sugerez să vie să investească aici, că totuși noi avem viitor.